Și domnilor, pentru că sunt acuzații din partea soției lui Rudel Obreja după moartea campionului. Aceasta spune că în clipa în care Rudel Obreja a intrat în închisoare, analizele i-au ieșit perfect. La scurt timp însă a fost descoperit cu cancer de pancreas cu metastaze. Este în legătură directă cu noi doamna Antonia Obreja. Mulțumesc pentru această intervenție și condoleanțe. Mulțumesc. Bună ziua. Doamna Obreja, noastră susțineți că documentele care au ieșit din penitenciar, domnul Rudel Obreja a stat 28 de zile în carantină și analizele... 21 de zile. Și analizele de acolo au arătat că starea lui de sănătate era una bună? Vreau să vă spun așa, soțul meu în luna noiembrie 2021 și-a făcut analizele de rutină pe care și le face, și le făcea, mă rog, nu chiar în fiecare an, la 2 ani, pentru că fiind un om sănătos, ne fiind niciodată în spital, fără medicamente, fără tratamente, n-având niciun simptom, nu și le făcea chiar anual, dar la 2 ani și le făcea. Deci analizele din noiembrie 2021 sunt toate perfecte. Și-a făcut ecograf abdominal atunci, deci nu era nicio problemă. Bun, pe lângă EKG-ul și toate ce își făcea, de sânge, în fine. Mai apoi, în această carantină, voiam să vă spun, nu știu dacă sunt analize, cât sunt consultații. Deci în momentul în care deținutul ajunge în penitenciar, intră în această carantină de 21 de zile obligatorie, dar are parte de consultații din partea medicilor din penitenciar. În urma tuturor consultațiilor la care a fost supus ca și fiecare deținut, soțul meu a rezultat că este clinic sănătos și apt pentru detenție. Pentru acest lucru se fac aceste consultații. Deci, în urma acestor consultații, soțul meu a fost clinic sănătos. Dar ce fel de consultații s-au făcut? Ce v-a spus? Păi, vă dați seama, să ia de la cap, la ochi, totul, de sus în jos, palpări abdominale, EKG-uri, în sensul acesta. Adică, astea sunt consultațiile uzuale, v-am spus, pentru toată lumea. La cât timp de la finalizarea acestor analize, doamna Obreja, v-ați dat seama că are probleme grave de sănătate? Sunt cam la 2 săptămâni după încarcerarea din 7 aprilie 2022 a acuzat dureri. A mers la cabinetul medical de mai multe ori de acolo din penitenciar, la Rahova. I-au spus, știți, s-ar putea să fie salteaua, că sunteți obișnuiți de acasă cu o saltea, s-ar putea să fie perna și până vă mai obișnuiți. Dragul de el a tot așteptat să se obișnuiască, numai că aceste dureri s-au acutizat. După carantină a fost mutat la penitenciarul Jilava, pentru că regimul lui deja era de semideschis, cum am tot executat anterior, și a fost mutat acolo, că așa se procedează, și acolo lucrurile s-au acutizat dramatic. Din păcate, a stat 2 luni și jumătate în ochii unui medic, Pădurean Lucian, stingându-se efectiv pe picioare, pentru că el a slăbit 17 kg în 2 luni și jumătate, până când acest doctor a binevoit să îl trimită la un spital în afara penitenciarului pentru consultații. A stat 2 luni și jumătate plângându-se de 9 ori la cabinetul medical numai în ultimele 3 săptămâni, da? până să ajungă la spital cu dureri groaznice și se administra nospa și omez. Doamna Obreja, doctorul i-a spus că aceste dureri sunt din cauza saltelei. Nu la acesta mă refer. În momentul în care s-a plâns de dureri cu 2 săptămâni după 7 aprilie de la încarcerare, zicem că era în carantină în Rahova, și la consultații s-a spus, știți, s-ar putea să fie aceste dureri și de la saltea, care nu este ca și cea de acasă, poate sunteți obișnuit cu aceea, nu medicul din partea de la Jilava. Da, Obreja, nu... Medicul de la Jilava a administrat omez și nospa. Adică omul având cancer în stadiu 4, cu metastaze în ultima fază a cancerului, vedea că se usucă pe picioare și administra omez și nospa. Și mai mult, ceea ce mi se pare groaznic, îl trimite la un moment dat la Bagdazar Arseni, la consult, în condițiile în care acest spital este un spital de neurologie, nu are nicio treabă, nici nu are secție de gastrologie. Medicii de acolo au spus, dom'le, cum a ajuns acest om la noi? Pentru că el acuză dureri abdominale, în niciun caz dureri
în partea superioară a corpului. Nu am, nici nu avem secție de gastro. Vă dați seama? Și totuși îl trimit acolo. I-au pus o percuzie, i-au făcut analize care nu se văd, deci trebuie specifice, mai ales la cancer. Totuși, acolo sunt niște indicatori, nu vreau să intru acum în detalii, care au putut să arate că există o problemă în abdomen. Da, Breja, i-au administrat OMES și NOSPA având un set de analize care să ateste faptul că are această boală cumplită, cancer? Nu, stați puțin, nu. Să mă fac bineînțeleasă. Deci, cancerul a fost depistat abia în momentul în care acest doctor a binevoit, în ghilimele, să-l trimită la Spitalul Floreasca după 2 luni jumate în care el acuza și slăbise 17 kg. Deci nu aveau cum, pentru că în momentul în care a ajuns la Floreasca, i s-a făcut un ecograf. Medicul din UPU a spus, aici ceva e neregulă în abdomen, rămâne internat obligatoriu. A doua zi au făcut un computer tomograf, care, ce să vă spun, a venit cu vestea bombă. În momentul în care am fost anunțată, vă spun sincer, a căzut cerul pe mine. Am crezut că este greșit pacientul, adică diagnosticul este pentru un alt pacient. Nici nu aveam cum să cred că soțul meu dintr-un munte domn, care făcea sport în fiecare zi, care avea o viață foarte disciplinată, care avea o dietă îngrijită, ar fi putut să aibă vreodată cancer în stadiu 4 cu metastaze. Vreau să explic că lumea nu înțelege ce înseamnă metastaze. Medicii înțeleg foarte bine. În momentul în care o boală este metastazată, asta înseamnă că deja cancerul și problemele sunt în circuitul sangvin. Deci este groaznic. Da, Breja, în momentul în care soțul dumneavoastră a acuzat aceste dureri, cei din penitenciar, medicii de acolo, nu s-au gândit să-i facă niște analize suplimentare? Doamna Porumbel, v-am spus, a venit de 9 ori și s-a administrat NOSPA și OMES, niște analgezice pentru, cum să vă spun, o balonare, scuzați-mă, da? Nu pentru cancer. Ok, bun, n-au știut, să spunem. O să spun anumite lucruri la un moment dat. Hai să spunem acum că n-au știut. Da? Bun, nu au știut. Du-l la un spital de specialitate, trimite-l în afară. Ce costa penitenciarul? Ce-l costa pe acest doctor? Dar nu numai pe acest doctor, și pe comandantul Teoroc. Până la urmă, doamna comandant, este răspunzătoare, pentru că este custodele unui deținut. Nu poți să-ți bagi joc de un deținut. Îl vezi că se usucă pe picioare. Nu este un deținut, un infractor cu violențe, cu crime, cu tâlhării. Nu. Este un om care și-a dus demn o hotărâre judecătorească nelegală, că despre asta este vorba și lumea nu spune acest lucru, că nu i s-a respectat dreptul la rejudecare, deci nelegală, și-a dus demnitatea și-a intrat în închisoare, deși nu avea de ce să intre. Și în momentul acela, tu ca și custode, ca și comandant, te duci la medic. Dacă medicul acela nu are atâta știință, nu vreau să spun mai mult, să-l trimită la un spital specializat și îi spui, domnule, eu răspund de viața acestui om, da? Tu răspunzi de sănătatea lui, eu răspund de viața lui, că sunt custodele lui, eu am grijă de viața lui. Trimite-l în afară. Ce-i costa? Știi ce-i costa, doamnă? Îi costa o mașină și 2 gardieni care să-l păzească pe soțul meu. Atât îi costa. Putea să-l trimită, preferam să-l trimită și să-i se dea un diagnostic, cum că nu are nimic sau nu știu, poate o balonare, o gastrită sau altceva, foarte ușor. Atât i-ar fi costat. Poate că s-ar fi descoperit cancerul într-un stadiu incipient. Dar s-ar putea să mă gândesc că ei nu i-au dat drumul până când n-au fost siguri că nu mai se poate întâmpla nimic. E o acuzație foarte gravă, doamna Obreja, și voiam să vă întreb dacă soțul dumneavoastră, când era în viață, a vorbit despre aceste momente, a acuzat indiferența celor care trebuiau să aibă grijă de el, neștiința... Bineînțeles, după cum ați văzut, soțul meu când a ieșit și a strigat disperarea și a spus, vreau să mă tratez liber, vreau să mă tratez ca un om normal. El a spus, nu mai avea energia, pentru că trebuia să se canalizeze pe vindecare, pe salvarea vieții lui, eu am fost cea care a ieșit. Îmi pare rău totuși, vreau să vă spun și acest lucru, că Antena 1 nu s-a alipit de la început atât de vehement
față de celelalte televiziuni care au ieșit. Am prezentat cazul doamna Obreja. Ați prezentat, dar nu atât de vehement. Oricum, am prezentat cazul domnului Obreja. Ultima întrebare, doamna Obreja, veți face ceva, veți da judecată sistemul penitenciar, veți cere despăgubiri după ce le întâmplate? Deocamdată vreau să-mi conduc soțul pe ultimul drum din lumea aceasta materială. Vreau să fiu alături de el cu tot ce se poate și cu liniștea pe care trebuie să o aibă la plecare. Apoi pot să vă spun doar atât, că îi voi apăra numele, îi voi apăra demnitatea, onoarea, curajul și tot acest patriotism pentru mine, pentru iubirea noastră și pentru copiii noștri, pentru că acest om deosebit a lăsat 3 copii orfani. Dar nu el, nu din dorința lui, pentru că i-a iubit enorm și și-ar fi dorit să stea, fiind un tată exemplar și minunat. Care au fost ultimele cuvinte, doamna Obreja, ale soțului dumneavoastră? Că ne iubește și o să fie alături de noi, indiferent unde se va afla. Acestea au fost ultimele cuvinte. Mulțumim, doamna Antonia Obreja, pentru această intervenție la DJ24.